Cât timp petrec copiii voștri mici în fața televizorului? Dar cei mai mari? Cât timp petrec în fața ecranelor? Recomandările specialiștilor sună astfel. Fără ecrane sub un an și jumătate. Maxim o oră pe zi între 2 și 6 ani. Programe de calitate, potrivite vârstei și, atenție, privite împreună cu copilul pentru a oferi explicații. Iar peste 6 ani, timpul alocat ecranelor trebuie să fie limitat de către părinți, iar conținutul materialelor urmărite cunoscut de către aceștia. Întrebarea e, se pliază recomandările pe realitate? Vă dau o singură referință. Copiii români între 2 și 5 ani petrec în medie 3 ore cumulat la televizor și alte ecrane. Iar aici e vorba de o medie statistică, pentru că realitatea poate suna mai drastic. Sunt copii care petrec 8 ore pe zi pe telefon, jucând jocuri, făcând scrolling pe rețele sociale. Cu atât de multă expunere, ar trebui să ne întrebăm serios cum îi influențează conținuturile mediatice pe copiii noștri. Ce învață ei de la filmele pe care le urmăresc? Cu ce se aleg din interacțiunile lor pe social media? În final, îi formează sau îi deformează ceea ce văd și aud? Continuăm astăzi să analizăm mesajele transmise prin conținuturile mediatice la care sunt expuși copiii noștri. Iată cum sună unul dintre ele. Pot obține ce-mi doresc dacă am puterea și îi controlez pe oameni. Unii oameni sunt mai importanți ca alții. Orice creștin știe că toți oamenii sunt la fel de importanți și trebuie tratați cu respect și demnitate. Un alt mesaj media subtil sună cam așa. Alcoolul și drogurile îmi rezolvă problemele și mă fac să mă simt mai bine. Părintele creștin ar trebui să-și învețe copilul că alcoolul și drogurile distrug linia de comunicare cu Dumnezeu, deoarece corpul nostru este templul Duhului Sfânt. Mergem mai departe spre un alt mesaj subliminal. Religia acționează în detrimentul unei vieți bune. Doar cei înguși la minte cred în Dumnezeu. Și aici avem de lucrat pentru a-i face pe copii să înțeleagă faptul că Dumnezeu a creat ființele umane pentru a fi într-o relație cu El. Noi suntem compleți numai în Dumnezeu. Și iată că vine media și transmite prin jocuri, filme, reclame, știri că onestitatea e pentru naivi. Nu poți conduce o afacere și să fii cinstit în totalitate. E mai bine să ascunzi ce nu vrei să afle alții. Cum contracarăm acest mesaj? În fața lui Dumnezeu, onestitatea e singura cale. Întreaga noastră viață e deschisă înaintea ochilor lui Dumnezeu. Cinstia e esențială în construirea încrederii. Bun, mai analizăm un mesaj mediatic. Viața ocultă spiritistă este uimitoare și de ajutor pentru oameni. Așa ne transmite mass media. Însă mesajul oricărui părinte creștin ar trebui să sune astfel. Ocultismul este înșelăciunea pregătită de satana oamenilor. Încă mai credeți că e un simplu desen animat cu vrăjitoare? Un banal film cu hoți și polițiști? O rețea de socializare unde își salută prietenii? Gândiți-vă bine! Orice expunere mediatică va influența felul în care copilul înțelege viața, relațiile, oamenii. Privind, suntem schimbați. Copiii voștri sunt schimbați în bine? Sunt mai săritori, mai darnici, mai dornici de a face treabă? Sunt mai atenți la nevoile familiei, mai curajoși, mai răbdători? Sau cumva nu vă mai înțelegeți cu ei?
Nu mai vor să învețe, comentează când îi puneți la treabă, se enervează din orice. Nu mai vor să meargă la biserică, nu-i interesează să citească, petrec tot mai mult timp în camera lor. Influența ecranelor și a televizorului e prea mare pentru a sta nepăsători. Vă las cu o întrebare. Îi formează sau îi deformează pe copiii noștri ceea ce privesc?